Emmanuel Macron s-a dezlănțuit în Congresul SUA, afirmații grave la adresa Iranului video. Presubliniere-dintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, într-un discurs rostit în Congresul SUA, că Iranul nu trebuie să decină niciodată arma nucleară. Sublinierea a propus un acord mai ambicios față de acordul nuclear deja încheiat între Teheran. Sublinierea marile puteri, relatează AFP. Sublinierea ITVA. În ceea ce privește sublinierea Iranul, obiectivul nostru este clar. Iranul nu trebuie să decină niciodată arma nucleară. Nu acum, nici peste 5 ani. Nici peste 10 ani. Niciodată, a afirmat presubliniere-dintele francez, după ce a anuncat cu o zi înainte ce dore subliniere-te să lucreze cu Donald Trump la un nou acord privind programul nuclear iranian, conform Ager Press. Faptul că ne opunem ambițiilor nucleare iraniene nu ar trebui să ne conduc vreodată la un război în Orientul Mijlociu, unt pe de o parte, să nu fim naivi. De cealaltă parte, să nu creăm noi războaie, a insistat presubliniere-dintele francez.